Dorești să vină băiat? O să vină. O să vină fata atunci. Nu. O să vină băiat. Fata. Cum vrei să-l cheme? E... Ale, cardio. Păi înseamnă că nu vă doriți. Cum să-l Romica. Cheme? Alex. Alexandru. Romica, Alexandru? Dar mai avut unul. Ion. Vale. Cum să aibă culoarea ochilor? Julie, să știi că pe mine mă cheamă și Alexandru. Am văzut, chiar am vrut să-ți spun. Zi. Culoarea ochilor. Căprui verzi. Așa. Și albaștri ce au? Să fie combinat. E, albaștri nu mă pasionează, cine știe ce, dar... Prui verzi. Idioasă. Deci bate soarele din da. Parte să cum se schimbe. Cum sunt ai mei? Ai la nervi. Nu. Am la înțeles. Nervi. Tu, Larisa, vrei albaștri? Sau căprui? Gen negri. Îmi place. Vreau să fiți mai hotărâte, dacă nu îl trimit direct la băieți. Nu, să vină la noi. De ce la băieți? Ce-ți fac la băieți? Păcăliți. Să fie înalt, să fie mai scund. Înalt, bineînțeles. Ce zodie? Dacă e prea înalt. Voi sunteți voi să nu fie zodie. Fecioară. Așa? Mai ce? Cu ce să se ocupe? Să nu fie ospătar. Să nu-l cheme Cosmin, probabil. Adevărat e asta. Bun, deci să nu-l cheme Cosmin, să nu fie în zodia fecioare și să nu fie bă, ospătar. Și să nu se închidă camera niciodată lângă el. Bun, bine, hai să facem liderii. Te rog, Bianca, da. Să vă luați o piatră de pe inimă. Să vedem cine o să aibă imunitate în gala ce urmează. Iuhu. Super. Alex. Vai. Doamna Andreea, dar fete, nu mai vin. Dacă a plecat băiat, vrei să vină fată? Trebuie să facem strategie, dar ce strategie să facem? Că parcă sunteți bine la strategii sezonul ăsta, nu vă ieși? Ai zis, Larisa. Vă mulțumesc. Deja are fată. Care? Bine! Nu eu. Dar? De ce? Pre Giulia? Da, da, Larisa și-a venit albăia, nu? Giulia, nu știu ce să facă și patri cu... Gelozia, Larisa. Nu, Giulia. Hai. Nu mai zic nimic, să fii sănătos. Aflerat-o, vă zic eu, aflerat-o. Am auzit și eu asta și am văzut că te-a deranjat, dar vezi, uite, n-am vrut să pun sare pe rană, că mi s-a părut doar. Poate a fluierat așa la general. Nu, că mi-a și zis. Se credea în codru. Da. Da, tu poți să zici pentru că tot este de bine pentru Patrick, pentru că n-ar fi adevărat. Putut să te deranjezi. Și de ce te-a deranjat această fluierătură? Dacă păi, păi din contră, e nasol pentru el asta. Normal că e nasol, tu repede ai auzit. Cum să-l crede? Voi ați auzit cum a fluierat Patrick? Da. Nu. Cum să-l crede eu pe Patrick? Era așa doar când face cineva gen. Când s-a ridicat Julie sau dacă tu da. Da. Ai fluierat-o pe Julie, Patrick? Am fluierat-o. Dar îi place Julie? Cu ce scop? Dar nu șantezi părul. În spirit de glumă. Spirit de glumă? E spirit de glumă, bine, dar e sărbătorilor. E și o femeie sexy acum, n-am să mint. Mergi pe deci rămâne valabilă pasiunea lui pentru femei mai mari. Pentru femei frumoase. Pentru femei frumoase. Pentru femei frumoase. Pentru femei sexy, a zis. E sexy. Da. A și mai mare. Julie. Unul da, Patrick, bine. Din momentul în care te-am cunoscut, te-am complimentat. Nu fac absolut nimic nou. Din prima zi până în prezent, astăzi, aceleași vorbe le-am despre tine. Păi da, mulțumesc e, foarte mult. Este la iveală. Aha, Robert. Ești la poartă și... Ceea ce a vrut Julie să spună mai devreme, i-am spus eu lui Patrick. Când eram aici în casă, fără conexiune, fără nimic. Ce? Că... O tot vede pe Julie și o scoate în evidență. Dacă doar ea s-a ridicat să bea apă, frate. Motiv pentru care... M-am ridicat și eu, dar nu m-ai fluierat. Pe Bianca ai fi fluierat-o, pe Virginia ai fi fluierat-o, pe Stefania. Nu, clar nu, pe fetele care sunt în cupluri, nu. Bianca. Eu nu sunt. Da. Julia nu-i cupluri. Ia uite. Dar pe mine nu m-a văzut că m-am ridicat. Tu ești negru, roie și evident. No. Albastru nu-i place? Da. Patrick, știi că se vede pe tine când nu zici adevărul? Știu că se vede. Bine. Ok. Dacă eu simțeam că merg cu tine într-o direcție, eu ți-am spus că nu există chestia asta. Dar atâta timp cât nu am obligație față de nimeni. Și uite, cu Julie chiar mă înțeleg bine la modul ăsta de glumim, râdem, suntem super ok unul cu altul. De aia mi-am și permis să fluier când s-a ridicat, tocmai ca să atrag atenția să mai facem o glumă sau s-a ceva. Nici de cum că o plac în secret sau chestii de genul ăsta. Bine. Păi da, dar nu-i corect. Iară, nu-i corect. Că zici că n-ai încredere, dar... Înainte să fluiere, ai zis că aștept cu ea, nu? Cu totul, nu se întâmplă nimic. Acum, na, fiecare e pe filmul lui, zici că n-ai încredere și mă deranjează. Bun, hai să vedem liderii. Ștefan! Mulțumesc foarte mult. Nu fac vocile.
Ștefan cu happy rămână, face. Să rămână, să rămână. Bine. Trebuie să rămână. Ștefan. Mulțumesc foarte mult. I-ai zâmbit aici Larisa? I-ai pus un smiley face pe vot? Păi să fie ceva așa să... Aha. Păi nu știți că eu mereu pun câte ceva. Ștefan. Mulțumesc mult. Asta e un fel de strategie. Nu are. Poate și în partea asta altă. Uita și să mai zic că mulțumesc. Ștefan. Foarte drăguț. Mi se pare foarte romantic. Ștefan. Mulțumesc. Cu plăcere. Berb. Cred că la el a ieșit strategia completă. N-a... Ștefan! Lider în casa băieților. Au fost 7-7. Unanim. Incredibil. Am mai văzut așa? Vreau n-am să mai zic văzut. Ceva. N-am mai văzut niciodată. Nu. Știu ce vrei să zici. Ai bine. Răbdare doar. Ai mai zis uita la mine? Ai răbdare. Da. Credeți că Giulia este răutăcioasă pentru că vrea să zică ce vrea să zică? Ce îți doresc să spui, Giulia? Dar credeți că e răutăcioasă? Nu. Nu. No. Hai, zi! Bianca, când a avut discuția cu Aleina, dacă vă aduceți aminte, a zis că nu o să-l voteze deloc pe Ștefan ca și lider, având în vedere spusele Aleinei. Dar acum eu i-am sugerat în gală să-l voteze pe Ștefan ca să se împace cu Aleina. Atunci a fost fermă pe poziții nu, dar aparent l-a votat. Am zis nu, pentru că eu aveam deja un răspuns pe cine, ți-am zis că știu deja pe cine votez. Bun, dar cine a făcut această strategie? Fetele le-am auzit vorbind. Acu Ștefan? Toate. Aleina nu zice nimic? Aleina nu ne-a cerut să-l votăm, dar bineînțeles să facem cum vrem. Da, hai să facem cum vrem, dacă simțim să-l votăm, să-l votăm. Deci nu e romantic? Era rândul lui. Frumos. Bun. Era rândul lui. De care puteam să nu ținem cont. Păi și eu nu pot să impun cuiva să facă ceva. Da. Bianca, tu nu te înțelegi bine cu Aleina de vreo 2 săptămâni. Și iată că totuși l-ai votat pe Ștefan. Cum aș? Din, nu știu. Din? Am zis să las și de la mine. Și dacă asta au făcut și pentru el? Nu, pentru... Pentru ea? Da. Pentru ea? Nu a cerut ea sunteți? Chestia asta. E scos batistuța albă de împăcare? Nu neapărat, adică... Aleina, ai sesizat? Nu. Nu? Nu. Vă mai faceți semne pe sub masă la micul dejun? Sau la cină? Nu. Nu. Luați cina împreună? Da. Vă vorbiți? Nu. Nu. Mamă, răspuns am două dată. Deloc? Bună dimineața! Atât! Cu Ștefan și Aleina s-a rezolvat totul într-o noapte ca prin magie. Cine știe? O noapte îndelungată. Voi mai stați și în același hotel. Hai să vedem. Aleina! Mulțumesc! Asta poate fi romantic. Aleina! E că o să-ți dai seama care al meu mai exact. Ăla a fost al meu. Aleina! Ăla cred că e al meu. Eu nu înțeleg cum vedeți voi până acum. Aleina? Ăștia lui. Ochișor. Am zis că e praștie din aia greșită. Și a lui strâng de curent. Oasă, frate. Oasă. Aleina? Ăsta e a lui Ștefan? Da, care două inimioare acolo sus, da. 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 Da, e un Y îndrăgostit. Parcă e un Shrek ăla, Y-ul ăla. Bă, e super drăguț, bă. E un Y îndrăgostit, are inimioare în ochi. A, eu așa. E Melk. Melk. Zici că e păpușa aia din Muppets. Aleina. Mulțumesc. Superb. Romantic. Felicitări, ești lider în casa fetelor. Și să se vadă că noi chiar susținem cuplurile, Aleina. Ce drăguț și când vor fi nimic cu voi. Și când vor fi doar cupluri aici în această casă. Atunci nu o să mai susținem. Și o să și în ce cupluri o să loviți? O, păi cu prima cine dată. Ai discuții, cu cine nu te înțelegi, nu? Am înțeles. În cine nu crezi? Se poate, nu se poate. Ștefania,
du-te, te rog mult de tot, du-te, te rog, te rog mult de tot, dar să te duci odată. Te rog, că nu se mai poate. Mie căpățește ceva până la final. Cosmin trebuie neapărat să te îmbrățișeze, altfel el nu mai poate. E rău, efectiv, mă doar. Deci cum cum efectiv leșin. Se ceartă cu Ștefan, toată ziua s-a certat cu Ștefan. Nu se poate, nu se poate, nu se mai poate concentra. Te rog, eu, du-te. Du-te, da. Hai, vină. Dă-i o îmbrățișare, nu se mai poate așa ceva. O lăsați aici? Asta e, o să ratezi noul băiat, dar... E, nu mă interesează. O lăsați aici, sau? Nu, n-auzi care treabă? Păi, nu-o interesează. Voi? O zici că nu interesează. E jenat? Cosmin. Ce să zică și acum? Nici măcar nu este într-un cuplu. Ia uitați-mă. M-a auzit? Nu m-a auzit. Nici măcar nu este într-un... Fetelor, Ștefania nici măcar nu este într-un cuplu. Oare băiatul nou intră pentru ea? Atât ai trebuie.